Bun, începem cu eclipsa totală de soare, care este un eveniment foarte important. În primul rând, săgetătorul rămâne foarte surprins de o noutate care apare legată de iubire, copii, afaceri și zona aceasta a plăcerilor. Pe de altă parte, pentru săgetător, uite, pe eclipsa asta poate să apară o dragoste care îți ia mințile. Este o dragoste pasională, intensă, poate să fie și o relație karmică acolo, să aveți impresia că vă știți de o viață. Asta pentru cei singuri, dar uh, știți cum e important să și căutați, da? adică nu doar să stați să așteptați uh, minunea. Pe de altă parte, uite, eclipsa asta poate să aducă pentru săgetător o nouă colaborare, da? o nouă colaborare benefică, frumoasă. Uh, pentru cei care vreți copii, uite, acum e, e momentul da, să abordați lucrurile, însă, pe de altă parte, v-aș recomanda totuși o mai mare atenție pe partea aceasta.